Hei, salutare! Una dintre cele mai puternice arme pe care le putem folosi în fiecare zi pentru a obține, să zicem, perspective diferite asupra vieții și asupra problemelor cu care ne confruntăm sunt întrebările. Întrebările sunt răspunsuri. De întrebările pe care noi ni le punem depind acuratețea percepțiilor noastre, precum succesul, furia, bucuria, împlinirea, mirarea și așa mai departe. Uite, de exemplu, dacă pun întrebarea în felul următor, de ce nu pot să rezolv această situație? Ea presupune, unul la mână, că nu pot să rezolv situația, doi la mână, ar trebui făcut ceva să rezolv situația, dar practic nu aveți un răspuns clar și optim. Ca să înțelegeți întrebarea, mintea începe să caute în mod automat toate motivele pentru care tu nu poți să faci lucrul respectiv. Da? Deci dacă îmi pun întrebarea de ce nu poți să rezolvi această situație, mintea va căuta de ce nu poți. Da? Nu o să vină să te ajute să-ți rezolvi situația respectivă. În mod alternativ, imaginează-ți că te întrebi cum poți să rezolvi această situație sau acest lucru în cel mai ușor mod cu putință. Ei, în momentul în care punem întrebarea din perspectiva aceasta, în primul rând, această situație are rezolvare. În al doilea rând, există mai multe căi prin care ai putea să o rezolvi, iar în al treilea rând, poate fi rezolvată într-un mod cât se poate de simplu. De aceea este foarte, foarte important ca voi să vă analizați întrebările pe care vi le adresați. Da? Iată câteva exemple încă de întrebări pe care tu ți le pui în mod obișnuit, dar care nu te ajută practic la absolut nimic. De exemplu, de ce mi se întâmplă numai mie? De ce îi se întâmplă copilului meu? De ce mi s-a întâmplat lucrul acesta? De ce nu mă plac? Nu înțeleg, de ce nu mă plac? Sau de ce nu pot să slăbesc? Ce face mintea? Va căuta să-ți dea un răspuns în funcție de întrebarea pe care tu i-ai adresat-o. Și o să-ți explice de ce nu poți să-ți atingi obiectivul, de ce nu poți să slăbești, de ce nu te placi, te ajută la ceva, la absolut nimic. Cum pot să-mi pun această problemă astfel încât să mă îndrepte într-o direcție pozitivă sau de rezolvare sau de soluție? Da? Iată câteva întrebări de acest gen pe care puteți să vi le adresați. Care este cea mai bună metodă sau mai elegantă metodă de a rezolva această problemă? Ia uite, mintea va căuta oarecare și va găsi soluții. Sau, la câte metode de rezolvare a acestei probleme mă pot gândi? Oare în câte moduri aș putea rezolva problema asta? Sau care este cea mai ușoară metodă din a mă opri, de exemplu, din a mânca în exces? Sau care este cea mai ușoară metodă de a mă motiva să mă duc să fac sport? Da? Ei, aceste întrebări îți vor determina creierul să caute informații noi și să te placeze într-o stare de spirit nouă și energică. Deci, întrebările sunt răspunsurile.